Nu va mai exista timp de așteptare atunci când personalul MEI va face verificările pentru a stabili identitatea unei persoane. Din 31 martie 2024, personalul MEI care va efectua verificări ale identității persoanelor va folosi dispozitive electronice mobile de scanare a documentelor de identitate. Acest lucru este posibil cu ajutorul aplicației EDAC, operaționalizată de MEI la nivel național. Aplicația EDAC este instalată pe dispozitive mobile și poate fi accesată din orice loc. Cu ajutorul acestui sistem de scanare al actelor, se vor face toate verificările de identitate, inclusiv în aeroport, la accesul în diverse instituții publice sau de către patrulele de ordine publică atunci când este nevoie. Cei care vor putea folosi aplicația sunt polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontieră și angajații Inspectoratului General pentru Imigrări. Atenție! Aplicația va fi folosită și de către polițiștii rutieri pentru verificarea datelor conducătorilor auto. Cu ajutorul dispozitivului mobil, documentul de identitate prezentat va fi scanat, toate datele despre persoana verificată fiind generate în mod automat. Practic, datele personale nu vor mai fi introduse manual în sistem sau comunicate prin intermediul stației mobile, așa cum se proceda până în prezent. Folosirea sistemului de scanare simplifică interacțiunea cu cetățenii și reduce timpul de verificare. Timpul de răspuns pentru orice situație de ilegalitate constatată sau care reprezintă un risc pentru siguranța publică va fi unul rapid. Hai să-ți arăt cum o să funcționeze! Prin folosirea aplicației EDAC vom vedea imediat dacă documentele de identitate sunt valabile și autentice. De asemenea, vedem dacă pe numele persoanei există restricții de părăsire a localității sau a țării, ori dacă fac obiectul unui mandat de arestare național sau internațional. Important! Aplicația va accesa atât bazele de date ce aparțin autorităților române, cât și cele care țin de spațiul Schengen.